de Mercedes. Dăm cheia. Deci asta e cheia original, se închide. S-a închis. S-a deschis, ok. Vedem ce frecvență are. Și următoarea cheie tot 433. Să vedem cheia veche. Ok. Ok, o punem aici. Și ce urmează să fie programată. Da, deci asta merge, asta nu merge. Select the way you program așa. Add key. Instead of working key to eyes, stay. Press OK. Take the key out of ignition. Switch and press OK. Instead of working key in eyes, then press OK with the car key. OK. Instead of working key in device, then press OK. We're gonna adjust this. Then press OK. Mercedes Benz. O băgăm întâi. Ia, cheia nouă. Mă rog, mă scot. Pinge de pe ăla. Acum a luat. Ia. Ha! Ok. Hai să vedem și cheia asta la altă veche. Asta e aia veche. Bă, dar e o problemă. Nu mai merge aia. Ce? Ai o mergem. Pac, cheia asta și aia. Băgăm și pe asta la altă. Ai o problemă în eyes-ul ăsta aici. Perfect. Ia să vedem. Cheia asta nouă pe care se pune semnul ăla, să închide. A trebuit închis și mai tare aici. S-a închis. S-a deschis. Portbagajul, da, e tot ok. Clear all. Asta e airbag-ul. Asta e de nu știu, dar nu le șterge că e ceva. Ok. RKF, ce mai are? Mai are, nu mai are nimic. DTC report. A rămas airbag-ul și modulile de la uși. Soft. Da. Și astea sunt luminile, sunt luminile alea, cred că. Nu le recunoști. Da, că sunt LED-uri. Ok, undefined. Și cam atâta e. Pornit. Ok. Da. Da, mă, la primul poare aici. S-a mai șters în ele. Ia, DTC report. Au rămas mai puține acum. Oglinda.
Da, dreapta. Da. Are scurt circuit. Da. Nu funcționează. Îl dă peste cap. Da. Și left door front, ușa. Lasă-o așa, da, ok. Și da, uite, front right. The mirror heated has opened seat. Cred că e ceva pe acolo, până unde, ok. Și airbag-ul. Na, îi dăm degeaba încă o dată clear to DC. Important e că merge. Airbag-ul nu dispare. Report, ok. Perfect. Nu dispare de acolo, de aici, da? Păi dispare de acolo, momentan. Da, apare la început pentru check.